ACS Inter Câmpul Lung se va deplasa sâmbătă în cetatea Basarabilor, la Curtea de Argeș, acolo unde va da piept cu echipa locală, nimeni alta decât performera rundei precedente. Basarab Curtea de Argeș a reușit să furnizeze surpriza etapei, învingând la scor 6-1 pe Athletic Bradu 2, chiar pe terenul acesteia din urmă, un teren de pe care majoritatea echipelor pleacă învinse. Astfel stând lucrurile, gazdele sunt cotate cu prima șansă la victorie în întâlnirea cu echipa din Câmpul Lung, mai ales când jocurile de acasă sunt redutabile. De partea cealaltă, ACS Inter traversează o perioadă bună, reușind să lege două victorii la rând, 4-3 la Făget cu CS Mioveni 3 și 3-2 pe Municipal cu Real Bradu. Însă, așa cum bine se cunoaște, gruparea din Câmpul Lung se află la început de drum și are în componență jucători tineri și cu puțină experiență la acest nivel. Înaintea duelului de sâmbătă de la Curtea de Argeș, cele două formații sunt despărțite în clasament de un singur punct. Inter Câmpul Lung ocupă poziția a 10-a cu 12 puncte, iar formația Basarabilor poziția a 11-a cu 11 puncte.